Alături de noi se află acum și doamna Raluca Necșuleu, o fostă pacientă de-a domnului Dan Ioan Anghel. Raluca, o să te rog să ne spui în ce context ai apelat la terapia prin telepatie. Am apelat la domnul Dan acum câțiva ani. L-am cunoscut printr-un prieten care la rândul său a beneficiat de bioenergie. Ce problemă? Problema de sănătate erau migrenele foarte puternice de care suferam la momentul respectiv. Și în urma tratamentului, în primul rând aș vrea să ne spui care au fost condițiile în care s-a efectuat acest tratament. Am înțeles că lucrai pe vapor. Da. Și ca atare, în mod normal, ar fi mai dificil să se efectueze da, de la telepatia. La momentul respectiv lucram pe un vas de croazieră și toate ședințele cu domnul Dan s-au efectuat telepatic. El, neavând nevoie de a ști unde sunt eu în momentul respectiv, doar ora. Deci doar ne comunicam ora și atât. Începeam tratamentul, stăteam relaxată cu palmele în sus și așa. Erau anumite ore, momente ale zilei? Sau? Nu. Erau efectiv pauzele mele, ca să spun așa. Deci în fiecare pauză, zilnic, câte jumătate de oră, făceam acest tratament. Deci singura condiție din punctul tău de vedere era să stai relaxată și pur și simplu primeai. Spune-ne ce simțeai în acele momente. Mai exact, un flux de energie. Simțeam efectiv că mi-ardeau palmele, iar la sfârșitul ședinței mă simțeam foarte, foarte bine, foarte relaxată, fără dureri, extraordinar de bine. Dar durerile se mai ameliorau în timpul tratamentului? Clar, s-au ameliorat de prima oară. De fapt, de prima oară, de când am vorbit cu domnul Dan la telefon, acea durere a dispărut. Durerea de cap. Deci, de cât timp erau aceste dureri? De câteva luni de zile. Am înțeles. Deci nu era ceva care, o afecțiune pe care o aveai din copilărie? Nu. Alte tratamente ai mai făcut în acea perioadă sau singura terapie a fost aceasta? Da, singura terapie a fost aceasta cu domnul Dan. Am înțeles. Mai ești sub tratament? Adică... Nu a mai fost nevoie. S-a rezolvat atunci. Din punctul dumneavoastră de vedere, ca terapeut, ce ne puteți spune? A fost un caz mai dificil? A fost sau? Un demers normal pentru mine, mai ales că iau în considerare cei peste 20 de ani de terapie oficială făcută pe teritoriul României. Ei nu s-au pus probleme deosebite. În primul rând, i-am făcut o radiografie de la distanță telepatică, i-am văzut zonele afectate, am privit aura în părțile ei de subansamblu, am considerat că pot intra foarte ușor, n-am avut nevoie pentru această emisie telepatică de poziționare. Am intrat direct pe acest tratament, așa cum am spus, s-a efectuat relativ ușor. Aș vrea să vă întreb, dacă, să spunem, ar fi fost vorba despre un subiect mai puțin receptiv, care ori nu crede în așa ceva, ori nu are timp să stea relaxat și așa mai departe, ar mai fi avut aceleași efecte? În mod sigur, răspunsul este nu. N-ar mai fi fost același efect. Efecte ar fi fost în modul, în valoare, dar nu la valoarea experimentului sau terapiei făcută în cazul doamnei Raluca. Adică o cerință și o condiție. O condiție de bază este, în primul rând, încrederea. Există încredere. Condiție este ca terapeutul să fie un terapeut bun, un profesionist. Aș vrea să întreb dacă au fost și efecte secundare după această stare de bine din timpul terapiei. Ulterior existau și alte stări mai puțin bune sau totul decurgea absolut normal? Nu, totul decurgea absolut normal. Deci chiar pot să spun că la sfârșitul tratamentului m-am simțit și mai bine decât în timpul tratamentului. Aș vrea să intervin. În cazul dânsei n-a apărut nicio reacție secundară de la început. Însă sunt demne de semnalat acele cazuri când pacientul resimte chiar din prima ședință telepatică, resimte dureri care sunt existente în corp, care ies acum la suprafață. Ele sunt de scurtă durată, maxim 2-3 zile, apar ca niște, cum să spun, niște dureri musculare, ca și cum pacientul ar fi alergat, ar fi făcut ceva mișcare. Dar ele sunt legate în acele cazuri, legătura se face numai cu sistemul circulator deficitar. Dacă alături de Raluca ar mai fi fost o persoană care
să presupunem, ar fi avut aceleași dureri de cap sau o altă problemă de sănătate, ar fi afectat-o și pe ea tratamentul acesta, terapia prin telepatie? Nu, din contră. Există diferențele de valoare de tratament, dar ele sunt influențate numai în cazurile acolo unde pacientul nu are suficientă credință. Simplu. Raluca a avut, pentru că la ea au dat roade toate aceste ședințe. Am înțeles. Iată, deci, ce efecte minunate poate să aibă tratamentul prin telepatie. Sigur că da, cu condiția ca terapeutul să fie bun. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru participare. Vă aștept cu drag și la alte emisiuni, iar pe dumneavoastră vă așteptăm și sâmbata următoare. Până atunci, alege să nu te pierzi și privește lumea detașându-te de ea. O săptămână minunată. La revedere!